profesor anestiadi mi-a propus ca să merg în doctorantură la dânsul la catedră. Eu atunci, la catedra adulților. Atunci eu am zis că eu am trebuit să mă consult cu profesoarea mea, cu academiciana Natalia Gheorgheu. El a zis, dacă te consulți, ea nu o să-ți permită. Hai, da acordul azi. Eu totuși m-am încăpățânat, m-am dus la profesoarea Gheorgheu și ea a zis, de mâine, piciorul tău, în clinica dată n-a să fie, în clinica domnului, rămâi aici. Și am rămas sub egida ei. Prima lună eu n-am stricat relațiile cu domnul profesor anestiadie, dar el a regretat că eu n-am rămas la catedră. Pe parcursul la o lună eu i-am mai stat la academiciana Natalia Gheorgheu și mai departe ea mi-a dat prima intervenție chirurgicală. A fost operație simplă, o apendicită, dar având-o alături pe academiciana Natalia Gheorgheu, mi-a mers ușor. Ea a zis, ai făcut-o bine, data viitoare să o faci mai iute. Și m-a întărit după alt profesor, Belousov, care era un profesor cu manualitate extraordinară, ce frumos opera. Și toate gărzile le aveam împreună cu profesorul Belousov. Acum el era foarte mulți pacienți cu hernii, cu grijă, așa, pe rusește grijă. Și el îmi zice așa, dacă îți faci hernia în 10 minute, atunci știi că toate herniile o ție să le dau. Aveam garda, dar pe gardă noi aveam seara până la 15-16 operații. Și că nimerește el, primul, adică am tras noi așa sort, primul el. Lui nimerește o fetiță cu hernie, la care operația e cu mult mai simplă și el a făcut-o în 10 minute. Dar mie nimerește băițelul, dar la băițel operația mai complicată. Am făcut-o în 12 minute. Eu zice, vai, așa de mult, foarte mult, ai pierdut foarte multă vreme. Data viitoare îți dă încă o dată, dacă n-ai să o faci în 10 minute, înseamnă că n-ai să primești de grabă intervenții chirurgicale. Și iarăși data următoare, iarăși lui nimerești fetiță unde operația e repede și băițel, dar am făcut-o în 10 minute. Și Victor Danilovici îi spune Belousov, el avea frate academician la Academie, matematician și după aceea el m-a luat la toate intervențiile chirurgicale și toate operațiile cele complicate, el mi le încredința.